Domnule profesor Andrei Țăranu, iată că avem, în sfârșit, ne auzim după ce s-a întâmplat rocada, avem un nou prim-ministru din partea PSD, domnul Marcel Ciolacu, care pare cel puțin că a început așa de pe o poziție de forță. Este președintele PSD care a reușit, într-un fel sau altul, să o izoleze pe Gabriela Firea, să spunem, în urma acelui scandal privind azilele și are niște declarații politice și poziționări foarte puternice în guvern. Cum îl evaluați? În momentul îl evaluez foarte bine. Foarte bine. Este un președinte de partid care a reușit să țină partidul în mână, dar nu printr-o poziție de forță, așa cum erau obișnuiți de la Adrian Năstase, și nici printr-o poziție slugarnică, așa cum era în perioada lui Joană. Ce a știut să țină multe mingi în același timp în aer, punând diverse structuri la punct, pe altele ridicându-le, construindu-și propria camarilă, dar într-o modalitate inteligentă, astfel încât să nu supere nici vechile establishment-uri, dar nici să nu le gântărească pe unele împotriva altora prea mult. Așa că, din punct de vedere politic, domnul Ciolacu este o revelație, trebuie spus. Știți că am mai vorbit, nu? Sunt foarte puțini oameni care îl laudă. Acum, mă rog, ca de obicei, corul lăudătorilor a crescut. Dar eu îl lăudam și anul trecut pe domnul Ciolacu când nu era în această poziție. În al doilea rând, mă rog, aici cu doamna Firea a fost o conjunctură. Adică a fost o conjunctură de care, evident, domnul Ciolacu s-a folosit și a reușit să își construiască, o imagine prin care să iasă neșifonat din tot scandalul ăsta, deși au fost parteneri de coaliție care l-ar fi băgat și pe el în aceeași oală cu doamna Firea. Și acum, dacă e să ne gândim, poate există și, și motive pentru asta. De când a devenit prim-ministru, are două calități. Și anume, asta o știu și o știți și dumneavoastră, este primul prim-ministru de foarte multă vreme care ascultă de consilieri. Și nu iese din vorba lor, adică nu-l vedeți să facă, mișcări bruște, nu are idei radicale și așa mai departe, construindu-și un aparat de consilieri din foarte multe spații. Adică o ai pe Victoria Stoiciu de la Friedrich Ebert Stiftung, adică de la socialiștii europeni, o ai pe Ruxandra de la Știți de politici. Universitatea București, care e foarte bună și care știe foarte bine relații internaționale în această linie, astfel încât domnul Ciolacu, care nu a excelat niciodată în linia asta de politică externă. Deci am început, iată-l, vedeți, la Atena, să se întâlnească cu doamna von der Leyen, să facă și să se întâlnească cu unii și cu alții prin prejur, pe aici, cu Zelenski, etc., etc. Deci și în linia asta este foarte bun, pentru că, repet, are înțelepciunea pe care puțini prim-ministri în România au avut-o, să aibă încredere în consilieri și să și să asculte, dar nu să asculte complet. Adică să aibă până la urmă și propria sa personalitate. Pentru că în contrapartid la Ruxandra Ivan l-a pus pe domnul Ponta. Adică domnul Ponta vine cu linia hard economică, China, țările arabe, Turcia și așa mai departe, care reprezintă, fără discuție, o contrapartidă la un model economic pe care, în obediența noastră, l-am luat ca fiind definitiv. E clar că nu poți să mai joci într-o lume de genul ăsta fără să, măcar să ai contacte, dacă nu cumva,
găsești și alte formule înspre o zonă care, iată, devine tot mai puternică. Nu mai departe decât ieri sau alaltă, ieri la BRICS s-au adăugat Arabia Saudită, Emiratele Unite, adică toate țările astea care între timp și s-au împrietenit cu Israelul și, pe de altă parte, au început să iasă din zona de influență a Statelor Unite. Adică, dacă ești un politician inteligent, te uiți peste tot și încerci să îți construiești niște linii de rezervă care, la un moment dat, să poată să fie folosite dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Domnul Ciolacu are însă și niște defecte, defecte care, să-i spunem, vin din trecutul său, haideți să-i spunem, quasi necunoscut, dinainte de a fi președinte al PSD-ului, personalitate importantă a PSD-ului, are acest, hai să-i spunem, puneți între ghilimele, da? Acest patriotism, nu? Când spune, noi nu ne căciulim în fața Uniunii Europene, noi nu ne ducem în genunchi să negociem sau chestii genul ăsta care îți aduc aminte de doamna Dăncilă și de perioada domnului Dragnea, PSD-ul se dusese foarte puternic înspre extrema dreaptă. Da? Acum, sigur, toate forțele îl centrează. Dar PSD-ul are mult prea multe, să-i spunem, fronturi discursive, dintre care cel naționalist rămâne unul important. Și din acest motiv, câteodată atunci când atinge această coardă, domnul Ciolacu nu știe să o acordeze astfel încât să sune amplu, ci o acordează mai degrabă provincial, să-i spunem, în ritmul PSD-ului vechi. Și mai are Adică o... nu sună suveranist, nu sună ca la Victor Orban. Nu sună suveranist, nu, dar pe de altă parte sună discordant. Adică, pe de o parte spui, ne ducem să ne căci... Că ăsta e mesajul real, nu? De ce ne ducem la Bruxelles? Trimit miniștrii și apoi mă voi duce și eu săptămâna viitoare la Bruxelles, ca să negociem acolo. Da? Dar eu anunț, de fapt, în România și nu la Bruxelles, că nu mă voi duce ca un, eu știu, la înalta poartă, ce mă duc, vezi, doamne, de pe poziții egale. Păi nu se duce de pe poziții egale. Pentru că cei de la Bruxelles nu l-au invitat. El se duce și așteaptă și bate la ușă și face antecameră în stânga și în dreapta. Da? Da, sigur, aici, repet, este de discutat. Probabil că unii din consilierii politici spun că din când în când trebuie să apese și pe această clapă, tocmai pentru că altfel o parte din electoratul ăsta semi-aur, dar care vine de la PSD și care poate să fie readus înapoi la PSD, trebuie să fie ținut în expectativă. Și alte, până una alta, repet, cam asta ar fi imaginea de moment. Acum, întrebați-mă. Ați amintit că a mers la Atena, e și prima lui vizită a fost în Germania, își construiește foarte mult profilul pe această latură externă. Îl vedeți candidat la prezidențiale? Poate fi aceasta o pregătire pentru o candidatură? Sincer, nu știu. Și mi-e greu să cred. De ce? Pentru că în România funcția de prim-ministru și poziția de președinte de partid este mult mai importantă politic, economic, din toate punctele de vedere, decât poziția de președinte. Dacă ești președinte și mai ales ești un președinte slab, practic ești parcat la Cotroceni de la un moment dat și acolo rămâi. Și dacă nu schimbi Constituția, e foarte greu să ai o relevanță politică importantă în România.
Iar dacă ai această relevanță, adică rămâi un fel de personaj ambigu, așa cum a fost Traian Băsescu, în raport cu propriul tău partid, atunci lucrurile se complică foarte tare pentru că trebuie să faci apel permanent la servicii secrete, la tot soiul de lucruri oculte, să joci totdeauna la granița, cum se spune, on the edge of the Constitution, la granița cea mai apropiată de haos a Constituției, și asta nu cred că mai vrea cineva în România. De asta cred că dacă domnul Ciolacu este înțelept, își păstrează și după 2024 funcția de prim-ministru și poziția de președinte al partidului, trimițând la Cotroceni, eu știu, personaje mai, eu știu, Pe cine? superflu. Pe cine? În afară de domnul Mircea Joană, pe care pare deja evident că PSD nu-l va susține. Nu-l va susține și pe bună dreptate. Eu știu, mai sunt domnul Dâncu, sunt diverse personalități ale PSD-ului care ar putea să aibă asemenea gânduri și care n-ar fi Titus Corlățean, dau nume, adică nu spune cumva că știu eu ceva. Nu, pur și simplu dau niște nume de personaje care ar putea să fie, cum se spune, extrase ușor din partid, fără ca partidul să piardă esențialmente ceva din puterea pe care o are și o va avea având prim-ministru și după 2024. Cum vi se pare că a jucat PSD în chestiunea aceasta a codului fiscal? Pentru că a apărut la un moment dat că liberalii, partenerii de guvernare, nu aveau habar exact de toate modificările pe care le vrea premierul. Mai ieri, chiar ieri, ministrul Justiției liberal, Alina Gorghiu, spunea că habar n-a avut că guvernul vrea să-și asume răspunderea pe codul fiscal. Din nou, nu cred că trebuie să punem tot PSD-ul. Probabil o bună parte din PSD a fost ca și la PNL. Nu a știut despre această hotărâre a domnului Ciolacu. A fost o hotărâre luată în vârfurile rarefiate, cu zone rarefiate ale puterii, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Bode, știu, domnul Ghigiu, câțiva, Grindeanu, câțiva, foarte puțini din prejurul domnului Ciolacu, care au asumat o asemenea formulă. Personal, eu am fost întotdeauna, începând cu 2010, împotriva acestei idei cu asumarea răspunderii. Aduceți-vă aminte cât de mult rău au făcut asumarea răspunderii pe legile educației, pe legile salarizării unice, pe o mulțime dintre legile astea cu alegerea primarilor în două tururi. Este o măsură care nu neg, este constituțională, este în ultimă instanță legitimă, dar îngrozitor de antidemocratică. Ce a făcut domnul Ciolacu cu domnul Ciucă? A fost practic să împiedice aripa dură, Bogdan, Rareș Bogdan, domnul Sighiar Tău și așa mai departe, să se manifeste foarte tare și plenar împotriva acestui act de reformă. Acum trebuie să discutăm după aia în ce constă reforma. Nu. Și în felul ăsta să aibă susținerea PNL-ului, care nu va pleca de la guvernare. Și în aceste formule, domnul Ciolacu își va mai aroga o mare victorie. Victorie care, știu, va avea efecte sociale, fără discuții. Acum e discutabil cât de bune, pozitive vor fi aceste efecte sociale, respectiv economice, dar politic, fără discuții, va puncta, pentru că după această reformă economică nu va mai avea de pus în discuție decât bugetul pentru anul 2024 și apoi să pregătească de alegeri. E o reformă fiscală reală în condițiile în care de pensiile speciale nu prea te atingi și încerci să echilibrezi cu altceva? Eu știu, încă nu-mi dau seama, nici dumneavoastră și nici eu și nimeni, de fapt, nu a văzut hârtia, așa că Exact.
Discutăm speculații acum, dacă ne permite Nici ministrul publicul, justiției spune că n-a nici văzut ministrul hârtia. justiției, care e ministru care ar trebui să dea aviz de Fix. conformitate, nu l-a văzut. Probabil nici ministrul economiei. Deci, ar fi, domnul Bolor s-ar putea să știe ceva, deși și aici e discutabil. Din punctul meu de vedere, așa cum din nou publicul și dumneavoastră știți, nu e o reformă reală. Dacă nu se introduce impozitarea progresivă și nu a salariilor, ci impozitarea progresivă a veniturilor, ca să produci cu adevărat echitate și echilibru economic în societatea românească, ceea ce face domnul Ciolacu sunt niște paliative. Niște paliative pe care înțeleg că în clipa de față nu are cum să scape, pentru că sunt cerute de cei de la PNL ca să scape de impozitarea progresivă și care la rândul lor au trebuit să își calce pe demnitate și să accepte ca anumite categorii sociale să fie și ele impozitate la oaltă cu toți oamenii de pe pământul românesc. Dar așa cum spuneți, pensiile speciale nu se schimbă. Polițiștii și judecătorii ies la pensie tot la vârstele respective. Despre salarizarea unică cu care profesorii au fost amăgiți astă vară, iar nu s-au mai auzit. Luna asta, august, care se încheie practic, era luna în care ar fi trebuit să fie discuțiile masive în Comitetul Economic și Social, cu Guvernul, cu Ministrul Muncii, cu nu știu ce. Subiectul a fost îngropat și așa cum s-a întâmplat din nou cu legea salarizării unice votată în 2000, votată, mă rog, asumată în 2010, a fost prorogată și prorogată și va fi în continuare prorogată. Sau, dacă nu va fi prorogată, cel mai probabil va fi trântită cu anasâna, tot așa printr-o asumare de răspundere la cererea Bruxelles-ului pentru a pune mâna pe banii aia de la PNRR. Ceea ce iar este foarte grav, pentru că sunt niște acte foarte delicate, care generează totdeauna conflicte între categoriile și clasele sociale. Mai ales după scandalurile care au fost în ultima vreme pentru un cadru didactic universitar, pentru un conferențiar care are salariul unui, când spun, unui agent superior, echivalentul plutonierului în poliție. E degradant, nu vă supărați. Adică ai totuși o diferență educațională, diferență de vârstă și așa mai departe și te trezești că, cum le spun, ai același salariu cu unul care nu are decât studii medii și, nu studiile aici sunt importante, ci faptul că îl vezi că e nu prea inteligent, ca să folosesc un eufemism, și tu te străduiești acolo să-ți bagi universitatea în top 1000. Și atunci, natural că ai o frustrare. Și totuși mă uit, sunt foarte multe crize care au apărut așa în ultima vreme. Situația de la Botoșani, situația de la Urziceni, acum situația de la 2 mai. Și totuși ele nu par a fi decontate politic. Credeți că societatea e apatică sau suntem într-un fenomen din acesta de spirala tăcerii și vom vedea la alegeri? Dar pentru că astea nu sunt fenomene politice. Astea sunt fenomene despre care am scris la dumneavoastră, se numesc anomie socială. El nu are legătură cu politicul, decât, hai să spunem, marginal. Asta îți arată însă că, de fapt, statul român domnește peste o bulă, că nu domnește pe niște oameni. Majoritatea cetățenilor nu se mai supun statului sau evită statul sau, de aici, cum vă spun, toate acele anunțuri că vom întări, că vom face, că vom extrage mai. Reseta statul, spunea președintele Iohannis, după tragedia de la Caracas. Da, vom reseta statul care după aia a devenit eșuat, nu după mult vreme de atâta resetare.
societatea aici e o mare problemă. Sigur, statul român a fost înainte și societatea după. Noi știm acest lucru. Da? Statul român a făcut poporul român și nu poporul român și-a făcut statul. Ori statul român, în momentul ăsta, nu a reușit. Acest stat, mă refer la statul care s-a născut după 1990 sau poate după 2007, nu a mai reușit să mai aibă contact cu societatea peste care ca domnii. Societatea a avut foarte multe portițe de eșapare, în primul rând emigrație. Și apoi disobedience, refuzul de a se mai supune statalității și, în sfârșit, această anomie incredibilă, generată fără discuții de o foarte mare slăbiciune a instituțiilor de stat. Și când ne referim la instituții de stat, ne referim că îi poliție, că îi medicină, că îi educație, că, eu știu, că îi serviciu român de informații, că toată lumea. Dacă vedeți, aproape toată lumea este sau afișează un eșec în aceeași săptămână. Da, ba, universitățile nu mai sunt în 1000, ba, ai o grămadă de probleme medicale, ba, ai probleme cu poliția, ba, nimeni nu vede cu o mină să lovește de nu știu unde, în apropierea de 15 iunie, etc., etc., ceea ce arată că, de fapt, de ce te-ai strădui să crezi în acest stat, care nu face aproape nimic pentru tine, cetățean. Scopul statului esențial este să te apere. După aia să te educe, să te aibă, nu știu, să te aperi, unul nu te Ordinea apere. publică. Și atunci cetățenii se revoltă. Are Guillermey o carte foarte frumoasă, o știți, nu? Poporul contra democrației. Când cetățenii se ridică împotriva statului, s-a terminat. Și domnul Ciolacu acum va trebui să arunce o minge mare pe lângă celelalte mungi pe care le ține în mână și să găsească modalitatea prin care să se împace societatea cu statul. Acum, sigur, vorbim așa în termeni foarte largi, dar asta ar trebui să fie, să-i spunem, o sarcină pe 2, 3, 4, 5 ani, care să readucă societatea asta într-o stare de, știu, să găsești un motiv, cum a fost integrarea în Uniunea Europeană, în structurile atlantice, eu știu, Acel orice, proiect o de țară, între ghilimele, pe cel care proiect tot. de țară, da, patriotismul bun, haideți să-i spunem, bunicul cu patriotism, prin care cetățenii români să se simtă apropiați unii de alții pentru un scop comun. Nu patriotismul rău în care cetățenii români sunt împotriva altor cetățeni, oricare ar fi ei, români sau altfel, pentru că nu sunt ca ei. Da? Și totuși Ori vin aici sunt. alegeri. Și totuși vin alegeri. Întreaga Europa se uită așa cu destulă îngrijorare către extrema dreaptă, care pare cumva câștigă teren. Norocul nostru s-ar putea să fie acesta că noi nu avem chiar extremă dreaptă de calibru. Da și nu. Vedeți, acum asta cu extrema dreaptă e o discuție pe care, știu, poate o să o purtăm la un moment dat. Ar trebui să fie o discuție separată. Avem, vă aduceți aminte că acum un an vorbeam despre Giorgia Meloni, despre Italia și așa mai departe. Ori astăzi Partidul Popular European face toate demersurile cu putință să o aducă pe Giorgia Meloni în Partidul Popular European și conservatori și reformiști, asta e oximoron, conservatorii și reformiștii în interiorul Partidului Popular European ca să aibă majoritate împotriva suveraniștilor de toate felurile, inclusiv a lui Salvini, cu care Giorgia Meloni este în coaliție în Italia, într-o formulă care face ca toți termenii ăștia, dreapta, stânga și așa mai departe, să nu mai aibă cine știe ce mare relevanță. Avem multe alte ambiguități. Ceea ce ar trebui să se întâmple ar fi o rediscutare
a principiilor identitare ale Europei și Uniunii Europene și reconstrucția încrederii în ceea ce se numește cetățenia europeană. Adevărul este că dacă te uiți pe toate sondajele, majoritatea cetățenilor europeni nu sunt foarte încântați să părăsească Uniunea Europeană. Au văzut ce s-a întâmplat cu Marea Britanie și ar păstra Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, establishmentul european, birocrația europeană este atât de dezabuzată și de stupidă, încât nu știe să propună cetățenilor ceva astfel încât ei să devină atractivi. Acea identitate politică, acea uniune Acea politică care. Exact, acel ceva care se spune noi suntem europeni versus ruși, versus chinezi, versus americani, versus XYZ. Ori până una alta, noi avem doar identități interioare între austrieci și români, între bulgari și olandezi, între, eu știu, germani și francezi, italieni și spanioli și așa mai departe, ceea ce evident că nu poate să țină această construcție unită. Ai nevoie de un ciment foarte tare și acest ciment a existat în perioada războiului rece, s-a dezvoltat masiv prin optimismul adus de țările din Europa Centrală și de Est și s-a topit la în apă și în soare când au venit niște politicieni care nu au mai crezut de fapt ei în acest ideal european. Foarte mult odată cu mișcările iliberale. Ca să încheiem cumva, aur pare a fi pe locul 2 în sondaje. Câteodată pe locul 2, alteori pe locul 3. Depinde la ce sondaje te uiți, la cele interne ale partidelor, la cele eliberate pe piață. Îl vedeți ca pe un pericol real sau e doar, să zicem așa, o măsurare a unor emoții de moment? Eu v-am spus de multă vreme, pentru mine nu aur ca partid, așa cum arată aurul în acest moment, mă sperie. El este, dacă vreți, o acumulare de insatisfacții a unor grupuri sociale diverse. Cei care se numesc the left behinders, tot soiul de, eu știu, securiști scoți la pensie, îi vedeți. E foarte multă frustrare în Marginalii, în piața. general, sau cei care se simt marginali. Da, exact, sau care sunt marginalizați în diverse feluri. Aici, deci, nu au totdeauna, și cum îl spun, de fapt, genul ăsta de partide că ar trebui să existe, tocmai pentru că de acolo, dacă vreți, poți să vezi un fel de, eu știu, barometru social, astfel încât să faci politici publice care să elimine din tensiune. Deci un fel de Mie mi-e defulare frică. socială. Mi-e frică de altceva, mi-e frică că genul, eu știu, tot soiul de facțiuni din PNL sau din PSD apropiate fie de mișcările neoprotestante, fie de Biserica Ortodoxă, fie nu știu ce, să încerce să tragă genul ăsta de mesaje, transformându-se ele însule sau partidele respective în niște partide iliberale. Pentru că, așa cum v-am mai spus, Fidesul la origine nu a fost un partid iliberal. El s-a format prin, eu știu, prin joncțiunea cu Iobicu într-un partid iliberal. Eu știu, Lega Nord era un partid mai degrabă secesionist, dar nu iliberal. Salvini, prin joncțiunea cu Movimento 5 Stelle, l-a transformat într-un partid suveranist, etc., etc., etc. Deci, de asta, uitați-vă Vox-ul în Spania. El nu face, nu se joacă nimeni cu el. Stă acolo, crește, dacă vreți, eu Câte puțin, știu, dar așa, nu dă. câte puțin, dar nu rezolvă problemele și se va prăbuși probabil în foarte scurt timp. Însă, dacă unul din partidele astea mainstream se radicalizează, la fel cum s-a întâmplat cu Pișul în Polonia sau cu alții, atunci, da, Așa cum am problemele. văzut facțiuni și am văzut facțiuni puternice în PNL, le vedem manifestându-se câteodată la voturile din Parlamentul European, ideologic vorbind. Ne amintim de acel Sigur raport că da, Matic. sigur că da. Sigur că da. De aici, de asta spun,
Aurul trebuie tratat într-o manieră de asta pur și simplu simplă și dacă cu adevărat partidele mainstream vor ști să ia distanță de aur, nu este un partid periculos. Are o retorică, sigur, periculoasă și așa mai departe. Să nu devină însă un fel de cântec de sirenă pentru unii dintre cei care se sperie că vai ar putea să piardă voturi, că și în loc să se uite de ce pierd voturile respective, încearcă să facă, eu știu, Să asemănător. imite aur sau să folosească. Exact. Mulțumesc tare mult!